S-a rezolvat problema în urma discuțiilor avute cu reprezentantul proprietarului. În cele din urmă s-a ajuns la o variantă, cred eu, favorabilă tuturor părților implicate. Comisia de negociere a fost de acord cu prețul stabilit în final, și anume de 1.500 de euro. Vom convoca de urgență o ședință de Consiliu, în care vătărâm de Consiliul Local să putem prelungi acest contract până an de zi. Acum decizia e la consilier. Nu cred că nu vor fi de acord, pentru că este o variantă, spun eu, care până la urmă satisface toate cerințele. Nu e vorba de acea cerință inițială de 2.000 de euro, care într-adevăr era o creștere. Oricum ar fi fost acum cheltuieli mult mai mari de amenajare a unei noi locații, plus tot ce înseamnă efortul unei asemenea hotărâri. Și vorbim tot de soluții provizorii. Ce se întâmplă fiecare an? Pentru la anul, acum am discutat și cu reprezentanții constructorului, ei au intenția să dezvolte acolo grădiniță privată, tot o grădiniță, grădiniță privată, în așa fel încât până la anul o parte din părinți vor decide, probabil, copiii își vor continua în cadrul acelei grădinițe private. Programul ce pentru ceilalți vom găsi o variantă, fie pentru achiziția unui imobil în zona respectivă. Deci acum nu ne mai putem baza pe continuitatea acestui contract, așa cum ne-am bazat în acest an. Deci, acum lucrurile sunt clare, vom prevedea un buget din acest an, din luna decembrie. Deci clar, părinții trebuie să știe că este ultimul an în care grădinița funcționează da, grădinița da, da, stat. Da, le-am și spus asta. Am și spus, proprietarul și-a manifestat clar intenția doar un singur an prelungește, după care au deja un proiect efectuat pentru o grădiniță privată. Ca atare vom identifica o clădire pentru achiziție. S-a pus inițial problema exproprierii în această locație, dar venind proprietarul cu această soluție, adică nu mai este cazul. Adică a venit propunerea de 1.500 de euro. Da, da. În urma discuțiilor avute astăzi, au ajuns până la urmă la această concluzie. Ați văzut că au fost critici, că dacă nu organizați festivalul verii, aveți bani și de chirie. Nu, nu are nicio legătură cu asta. Astea sunt, dacă vreți, doar mici răutăți gratuite. Nu au nicio legătură lucrurile. Noi nu am știut în momentul când ne-au fost practic solicitate aceste sume foarte mari. Comisia negocierii nu a acceptat acest lucru. N-a fost niciodată perspectiva rezilierii contractului. Constructorul ne-a spus în ultimul moment. Proprietarul, să spunem, constructorul. Și de asta s-a ajuns în situația asta. Nu discutăm de... Pentru că eu am mai spus o dată. Construcția unei grădinițe, în primul rând, înseamnă teren. Nu există teren liber în Botoșani. Nu există în zonă, pentru că am să vă spun, o parte din părinți au fost de acord cu mutarea. Cam jumătate nu au fost de acord, pentru că erau departe de școala 16. E greu să găsești în acel cartier, fie o clădire, fie un... Am identificat acum câteva clădiri, vom încerca până la anul, fie la Palatul Copiilor, alte variante, nu sunt foarte puține variante. Da, dar totuși știi că problema asta din 2012. Da, dar nu apar clădiri peste noapte. Putea să știe și din 2010, că de asta a cumpărat-o, că nu, problema am preluat-o. În 2010, părerea mea că s-a greșit când s-a retrocedat această problemă. Dar a fost decizia instanței, nu aveau ce face. Bun, erau utilitate publică, se putea, din ce am înțeles, au făcut atunci niște reparații și modernizări pe această grădiniță, ulterior a fost retrocedată, e o problemă mai încălcită.